Știți vorba aia, peștele de la cap se împute? Eu cred că este foarte valabilă și așa, ușor extinsă din punct de vedere al semnificației. Mi s-a întâmplat să lucrez în mai multe locuri de muncă, nu foarte multe, fiindcă mi-a plăcut acolo unde am ales să muncesc și am stat destul de mult. În fine, în locurile respective, sigur că s-au perindat în locurile în care am stat mai mulți ani, tot felul de șefi mai mulți. Și îți dai seama, și director de departament, șef direcții, vicepreședinți, adjunct și așa mai departe, că știți că sunt o grămadă de, mă rog, presupune ierarhia fiecărei instituții sau companii private. Și am ajuns la concluzia că fix așa cum este șeful, așa sunt și angajații ulterior, așa funcționează și instituția respectivă. În locurile în care și în momentele în care au venit șefi foarte organizați, șefi conștiincioși, șefi care au mers cumva pe criterii de profesionalism, chiar dacă uneori au greșit, toată lumea greșește până la urmă, în final, proiectul respectiv a fost unul de succes. Și am apreciat foarte mult situațiile acestea, pentru că și nouă angajaților ni se dădea o stare de liniște, de calm, de stabilitate, în care nu veneai stresat la serviciu, ci pur și simplu veneai cu gândul că ai ceva de făcut și vrei să-l duci la bun sfârșit și să muncești cât mai bine și să fii cât mai eficient. Tuturor ne place să fim apreciați. Sunt angajați care sunt motivați mai ușor, alții care sunt motivați mai dificil, sau, mă rog, nu vorbim aici despre salarii și avantaje, pachetul cu care te angajezi și ești de acord ca pe suma respectivă și ți-asumi să-ți dai silința. Dar aici vorbim despre ce urmează după ce ești de acord cu termenii. Factorii de stres care pot să intervină, pot sau nu să intervină. Și mi s-a întâmplat ca să merg în anumiți ani foarte stresată la serviciu. Poate că erau și cumva vârsta asta tinereții și erau și începuturile vieții profesionale. Dar cred că tinde să conteze foarte mult și de colectiv și cel mai mult de șeful pe care îl ai. Șefii au un rol foarte important, să îl încurajeze angajații care nu au atât de multă încredere în ei și să îi folosească la maximum pe cei care au încredere în ei și au și pe ce și sunt și eficienți. Dar și asta ar fi, mă rog, câteva dintre lucrurile pe care ar trebui să le aibă calitățile pe care ar trebui să le aibă un șef. Dar ce vreau să spun este că așa cum e șeful, calm, liniștit, organizat, cu încredere în forțele proprii și cu o coloană verticală, dacă o are sau nu, așa funcționează și compania și departamentul pe care îl conduce. Nu știu care ar trebui să fie calitatea mare lui, că de obicei cu directorii primii, CEO și așa mai departe, patronii, poate în cazul companiilor private, nu intrăm în contact și n-aș putea să spun. Cert este că șefii de departament, șefii de instituții, șefii aceștia sunt foarte, foarte importanți și acolo unde vedeți instituții de succes, instituții în care oamenii sunt apreciați, care sunt, ale căror servicii sunt cerute de o grămadă de clienți. Acelea sunt instituțiile în care există un șef care a știut să se organizeze, un șef care a știut să își încurajeze oamenii și să le ofere un confort în așa fel încât angajații să dea tot ce e mai bun din ei. Există, într-adevăr, oameni care muncesc mai puțin, oameni care tind să
lase, să-i lase pe alții să muncească în locul lor, dar acestea îmi place să cred că sunt excepții și că, în general, oamenilor le place să fie apreciați, să le fie apreciată munca și pentru a putea face, a fi eficient și a face o muncă de calitate, trebuie să ai un anumit confort, o stabilitate, un echilibru, o liniște. Așa, în mod abstract, folosind acest termen. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni!